Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Campus.pi. Invitatul meu din această seară este domnul Constantin Ionescu, consilier local municipal independent. Vom dezbate în această seară foarte multe subiecte, foarte multe decizii luate de la nivelul primăriei municipiului Buzău. Vom vedea cât sunt de bune, cât sunt de rele sau nefolositoare buzoienilor. Vom puncta aspectele pozitive, le vom critica pe cele negative și vom vedea ce ar putea să se mai facă pe lângă aceste decizii. Bună seara, domnule Ionescu, bine ați revenit în studioul Campus. Bună, mulțumesc de invitație. Domnule Ionescu, în primul și în primul rând, înainte de a discuta subiectele de pe lunga noastră listă din această seară, vreau să le spunem consilierilor, cetățenilor municipiului Buzău, un lucru. Sunteți în noul mandat din luna iunie 2016. Ca și reprezentant al multor buzoieni acolo, câte propuneri ați avut pentru proiecte și ce părere au avut colegii noastre din Consiliu despre aceste lucruri? Pentru că vreau să se știe exact cam ce activitate are fiecare om acolo în Consiliul Local. Sigur, nu te duci acolo doar pentru a ajunge într-o funcție aleasă sau te duci pe o listă să fii ales și ajungi consilier de dragul de a ajunge consilier. Așa gândiți dumneavoastră. Așa am fost și mandatul trecut, chiar dacă am fost ales pe o listă de partid. Până la acest moment am avut câteva inițiative de proiecte de hotărâre și propuneri în cadrul Consiliului Local, vreo 4 inițiative. Sigur, din păcate, legislația nu-mi dă dreptul mie ca și persoană, ca și singur, să inițiez un proiect de hotărâre. Pot propune, pot cere semnături și ajutor din partea colegilor din Consiliul Local pentru a fi depuși și a fi mai departe înaintat pe ordinea de zi a Consiliului Local. Dacă nu se întâmplă, așa cum am pățit și cu ultimul proiect de hotărâre pe care au fost semnat de consilierii PMP, am făcut apel și la consilierii PNL, l-am depus în cadrul Consiliului Local și consilierii PSD, dacă doresc să-l semneze și municipalitatea poate să-l preia nume propriu și să-l supună dezbatere publice. Este vorba de proiecte de hotărâre prin care să obligăm orice investiție, orice investitor la nivelul municipiului Buzău să-și asigure loc de parcare prin autorizația de construire, așa cum există în toată lumea civilizată. Evident. Ar fi rezolvat multe probleme. Doamne, suntem în ceasul al nu știu câtelea, dar până la urmă trebuie pus piciorul în praș și stabilit o regulă la nivelul municipiului Buzău. Și o serie de poziții lor de cuvânt, ați fost martori acolo și ați transmis și în direct și în reportaje și în știri vis-a-vis de activitatea fiecare din cadrul Consiliului Local. Pentru mine nu este o întrecere, nu este care zice mai mult, care face mai mult, ci ce finalitate și până la urmă dacă poți să propui ceva, că nu neapărat trebuie să ajungi acolo să fii contra și să votezi cu cineva doar că îmi spune cineva sau să nu votezi ca așa îmi spune, ci să ajungi municipalitatea, să ajungi orașul până la urmă. Că ești împotrivă și vii cu o altă propunere în loc, că ești de acord și lucrurile sunt în regulă în direcția care sunt propuse, iar ești obligat să fii de acord, n-am niciun joc cu nimeni, nu fac joc cu nimănui, nu am o miză în a fi candidat la alegerile din iarnă acum pentru Parlamentul României, nu mi-am propus acest lucru, am avut și invitații și oferte și nu m-a interesat. Poate nu-i momentul. Nu sunt atât de bine să spun, n-am o experiență așa de multă să fi făcut ceva în administrația locală încât să ajung la nivelul central. Așa. Dar, din punct de vedere a ceea ce dumneavoastră ați făcut și a problemelor cu care v-ați confruntat la nivelul administrației locale, aveți o experiență foarte mare în a vă recomanda să discutăm pe marginea unor subiecte propuse dacă în această seară. Dacă vreți să și glumez, am vrut să candidez la Baia Mare, dar era distanța prea mare. Am înțeles. Da. Cred că ați fi avut o problemă și cu familia. Ei, soția la Buzău, fiica la București și dumneavoastră la Baia Mare era deja prea mare. Miza e așa mare, nu mai contează. Corect. Domnule Ionescu, vorbim așa în ordine invers cronologică, ca să o luăm într-o anumită ordine. Vorbim despre noile, cu ghilimelele de rigoare, autobuze achiziționate de societatea de transport. Mi-am exprimat public părerea, le-am văzut filmate de colegii mei, am văzut materialul pe care l-am și prezentat. Mie una nu-mi plac, mi se par urâte. Nu mă pricep să spun despre specificații tehnice și așa mai departe. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră
pentru că ați avut și o poziție în acest sens și ați solicitat la rândul dumneavoastră anumite clarificări cu privire la aceste autobuze. Vreau să-mi spuneți cum ar trebui să se achiziționeze 1, 2, 20, 90 de autobuze, în ce condiții și ce părere aveți despre noile autobuze achiziționate de Primăria Municipiului Buzău pentru suma de 15.000 de euro fiecare și care vor deservi linia autobuzului 2 până la Săpoca. În 2006 am participat efectiv la achiziționarea celor 30 de autobuze. Și toată presa la momentul respectiv, pentru că erau primele autobuze care au fost achiziționate moderne față de cele vechi care au funcționat la acel moment, a stat cu ochii pe acea comisie de licitație să le vedem cât consumă, dar cum se înclină, dar ce facilități, dar cum merg, dar cum arată, dar cum sunt. Practic, toată lumea voia să fie o chestiune corectă, transparentă și să lucrurile să fie un beneficiu pentru municipiul Buzău și pentru cetățeni până la urmă. Toți ne dorim, n-am auzit niciunul dintre cei care au candidat să nu își dorească modernizarea societății Transbuz, a transportului public, pentru că foarte mulți buzoieni care nu își permit să meargă zilnic cu mașina sau care nu merg cu mașina personală, să folosească până la urmă transportul public. Sunt facilități pentru pensionari, pentru copii, pentru elevi care folosesc acel transport public și trebuie să-l punem la punct așa cum scrie la lege, la carte, într-un oraș civilizat. Acum am citit și eu în ziar că Transbuzul achiziționează 2 autobuze. Când am auzit de 15.000 de euro, dacă vă ceți în talcioc și vreți să o luați o mașină, o luați la mâna a doua cu 15.000 de euro, o mașină mai bună, da? Deci un autoturism la 15.000 de euro, în talcioc, la mâna a doua, mă gândesc la un autobuz de 15.000 de euro ce e ăla. Eu nu l-am văzut, dacă mă l-ați văzut dumneavoastră. Eu l-am văzut doar în imaginile filmate de colegii mei. Dar la 15.000 de euro un autobuz, în condițiile în care în Europa un autobuz la nivel mediu, să spun așa, de confort, de îmbunătățiri, de dotări, e în jur de 100 și ceva de mii de euro, nou. Mercedes-ul deja sare la 200 și ceva de mii de euro, da? Hai să spunem că salutăm ideea că au găsit o variantă foarte ieftină, dar haideți să explicăm și ce înseamnă o variantă foarte ieftină când vorbim de un autobuz. În condițiile în care orice investiție la nivelul unei societăți și societății Transbuz trebuie să treacă prin Consiliul Local, atât timp cât la începutul anului bugetul societății Transbuz nu prevedea achiziția de autobuze. Eu anul trecut am inițiat cu 7 consilieri, am depus în cadrul Consiliului Local achiziția 20 de autobuze de 9 metri să funcționeze la mijlocul zilei atunci când nu este acea încărcare și n-am reușit, că nu se crește capitalul social, că nu-i momentul, că nu e acum. Deci 20 de autobuze noi, să noim parcul auto și să dezvoltăm un pic societatea Transbuz. Și așa, în 2006, când s-au luat cele 30 de autobuze, am schimbat un director economic și un jurist, pentru că nu voiau să semneze documentele de licitație, pentru că erau mână-mână cu cei de Maxi Taxi. Și trebuia să blocheze cineva, de ce să modernizăm Transbuzul, când putem să mergem cu Maxi Taxi, cu mizeria din Maxi Taxi, da? Bun. Deci, nu mi-amintesc și nu există prevedere în bugetul societății de investiții. Deci, practic, în Consiliul Local Municipal nu s-a discutat absolut nimic legat de achiziționarea celor două autobuze. N-am zis de aprobat, am zis de discutat. Da? Doi, nu cred că un consilier, unul dintre colegii mei din Consiliu, să fi văzut pe un proiect de hotărâre să achiziționăm 2 autobuze din 2001 Euro 2. Păi ne întoarcem la ratele alea din 1990. Păi ce înseamnă modernizarea Transbus? Să cumpărăm 2 căzători de mașini, vă dați seama cât înseamnă să le înscrii, ce înseamnă consum, câți kilometri au. Ce să, dacă la 15.000 de euro, repet, te duci în talcioc și iei o mașină la mâna a doua, mai bună, despre ce vorbim? Poate interveni și o altă mare problemă aici, domnule Ionescu. Ce marcă sunt cele 30 de autobuze achiziționate în 2006? BMC-uri. Bun, BMC-uri. Aceste autobuze sunt o altă marcă. Intervine o altă mare și majoră problemă, cea a pieselor de schimb. Eu am cerut explicații și v-am dat și un comunicat dumneavoastră și toată presa, văzând această știre, să văd, domnule, să nu ne mai confruntăm cu o situație din trecut, da? Vreau să văd cât au costat. Bun, spuneți că 15.000, eu n-am știut cât 15.000 de euro, acum spuneți dumneavoastră. Câți kilometri au în momentul în care au ajuns în curtea Transbuz? Domnule,
În condițiile care autobuzele care funcționează acum deja au durată de viață expirată, de 8 ani de zile, conform normativelor de exploatare. Deci, automat, avem obligația să renoim parcul auto. Ce garanții au? Iau niște... Dom'le, să nu uităm că sunt bani publici. Eu nu pot să mă duc în Talcioc. Eu director și să iau din Talcioc că-s banii mei. Și să iau două autobuze, că atât am permit eu să iau două autobuze din astea care să pot să-mi fac treaba. Sunt bani publici în care merg cetățeni, că sunt buzoieni, că sunt de la Săpoca, că sunt de la Mătești, că sunt de la Mărăcineni. Până la urmă este imaginea Transbuzului. Eu nu pot să fiu de acord să iau autobuze Euro 2 din 2001 care n-am garanție la ele, garanție la piese. Nu-ți dă nimeni garanție la anii ăștia, da? Condiție în care când e un autobuz nou, e un contract de garanție, de service, de livrare unor piese în perioadă de garanție gratis, de intervenție, mă rog, o serie de lucruri care și clauze care le închei la început în momentul în care achiziționezi niște autobuze. Care a fost procedura de achiziție? Până licitație, până negociere directă, de unde le-ai luat? Asta ne întreabă și un telespectator. Aș vrea să știu și eu, pentru aceste autobuze s-a făcut o licitație? Cine a mai participat? Și mai o chestiune. Dacă ARR-ul le omologează ca să poată să circule public, în sistem public, e problema dumnealor. Păi e problema dumnealor. Haideți să... aceste autobuze vor fi folosite pe o rută pe care noi am filmat de nenumărate ori. Stau oamenii ca sardelele în aceste autobuze. Reprezintă, ar putea reprezenta un pericol pentru cetățenii care vin de la Săpoca, care merg către Săpoca, având în vedere că are totuși 15 ani vechime un astfel de autobuz. Dacă cele din 2006 sunt deja expirate, să spunem așa, cele din 2001... ajung la 500.000 de kilometri, cele care funcționează acum, bănuiesc. Mă dați seama, limita de kilometri nu mai există sau deja nu mai vorbim de un număr de kilometri de siguranță. Eu nu pot să răspund dacă sunt sau nu siguranță și nu pot să-mi spun răspunderea pentru o astfel de investiție. Care ar fi fost soluția, domnule Ionescu, pentru linia Buzău-Săpoca? Era nevoie de două autobuze. Ce se putea face în condiții decente? Și anul trecut, repet, când am depus acel proiect de hotărâre pentru a achiziționa 20 de autobuze la 9 metri, să acoperim mijlocul zilei atunci când nu este gradul acela de încărcare, să nu funcționeze cu 12 metri lungime, consum, să meargă jumătate goale și să nu-și scoată cheltuielile ca eficiență, puteai rupe acum din două autobuze, trei autobuze din astea care funcționează la acest moment, completând cu cele de 9 metri, da? Și am spus la momentul respectiv și am discutat și pare a discuta și în campanie electorală. Pe lângă faptul că trebuie respectată legea 92, eu nu am nimic cu nimeni, nici cu maxi, taxi, parataxi, dar numai la noi funcționează așa ceva. Da? Eu o să vă spun și un episod, am fost și la Brașov și am vorbit și cu primarul Brașov. Nu funcționează legal din punct de vedere al legii 92 al Serviciului Public de Transport persoane la nivelul legii. Nu au voie să folosească aceleași rute cu ale societății publice de transport. Nu au voie să folosească aceleași stații de îmbarcare-debarcare. Și nu că, și Curtea de Conturi a constatat același lucru printr-un raport în anul 2015. Ca să folosești domeniul public, trebuie să plătești. Da? Corect. Dacă merg pe același trasee, am stațiile gata făcute și nu plătesc nimic, ce înseamnă asta? Nu înseamnă o lipsă în gestiune de la bugetul local? Da. Da? Corect. Nu înseamnă că iau călătorii pe care bani pe bilete care s-ar duce în buzunarul societății Transbus să duc în alte buzunare pe un sistem de transport îndoielnic? Da, care aș vrea să aflăm la un moment dat care este ideea unui suportabilității unui astfel de sistem de transport, când putem, așa cum spuneați dumneavoastră, să ne bazăm doar pe sistemul de transport public local, să-l îmbunătățim, să-l modernizăm, iar buzoienii să fie mai mult decât mulțumiți. Până la urmă, ideea mea ca municipalitate, ca și consilier, până la urmă, trebuie să încurajăm sistemul public de transport să-l fac pe cetățean, pe buzoian, să-și lase mașina acasă, să mă urc în autobuz. Trebuie să redesenate traseele la nivelul municipiului Buzău, pentru că sunt trasee 1, 7, 8, 2, 6, 5, 4 care circulă după timpul lui Ceaușescu. Da? S-au dezvoltat o serie de puncte de interes. S-au dezvoltat o serie de zone unde oamenii trebuie să ajungă.
nu se mai pliază pe aceleași dorințe, aceleași necesități ale mele ca buzoian. Poate cel care locuiește în Micro 14 vrea să ajungă și el la supermarketurile din zona Micro 3, de aici, de la dumneavoastră. Da? Corect. Nu trebuie neapărat să ajung numai la gară de la Micro 14, da? Și trebuie redesenate printr-o serie de studii, de analize pe care le fac specialiștii, de a redesena toate aceste trasee la nivelul municipiului Buzău, completând cu sistemul de transportului din parc auto, să vedem exact cum echilibrăm anumite dorințe cu anumite necesități la nivelul municipiului Buzău. Da, un alt telespectator ne felicită pentru emisiune și ne întreabă cât costă asigurarea pentru aceste autobuze. Casco, nici nu mă gândesc că cineva le va încheia o poliță de asigurare. Da, o altă problemă la care nu, probabil că puțină lume s-a gândit, cât costă asigurarea pentru un astfel de autobuz, mai ales că știm că au explodat prețurile în ultima perioadă. Da, vom vedea cât vor funcționa aceste autobuze, vom vedea cum vor funcționa, cât de mulțumiți vor fi cetățenii și le vom avea în atenție. Un alt subiect extrem de interesant... Eu aștept răspunsul și închei legat de petiția, de interpelarea care a făcut-o. Da, 30 de zile are la dispoziție 30 de legal. Zile, o să-l fac public, o să vi-l dau și dumneavoastră. Până la urmă, instituțiile statului trebuie să se autosesizeze vis-a-vis de această achiziție pe care eu nu consider nici oportună din punct de vedere al finalității investiției, nici din punct de vedere al legalității. Da. Mai avem un alt subiect foarte interesant din punctul meu de vedere, la care s-a scăpat din vedere un aspect extrem, extrem de interesant. L-am discutat și eu cu domnul Ionescu, cel al parcărilor concesionate, domnule Ionescu. Este dorința cetățenilor de foarte multă vreme să își rezerve, într-un fel sau altul, un loc de parcare în fața blocului. A existat perioada aceea în care, prin stâlpișor, prin scriere, cu vopsea pe asfalt, își rezervau oameni locurile. Între timp s-au mai schimbat un pic lucrurile și șoferii nu mai respectă aceste marcări, să le spunem așa. Din contră, chiar se ajunsese la modă o replică. Ți-ai cumpărat loc de parcare și eu nu știu, primăria concesionează locuri de parcare și eu nu știu. Bun. A venit vremea în care primăria a decis să concesioneze locuri de parcare. Eu, părerea mea este că s-a deschis o mare cutie a Pandorei. Înainte de a se lua această decizie, personal am văzut oameni care s-au bătut pentru un loc de parcare în fața blocului, deci sunt convinsă că se va întâmpla din nou. Aș vrea să aflu și părerea dumneavoastră, dar aș vrea să ridic și o altă problemă, aceea persoanelor cu dizabilități, care prin lege au locuri de parcare rezervate gratuit în apropierea locuinței, totul este să facă o cerere. Până la momentul de față, cu bun simț, cum îi știm de obicei și fără dorința de a ieși în față, nu prea au uzat de acest drept al lor. Și au zis, lasă, domnule, unde parchează toți vecinii, parcăm și noi, parchează și rudele care mă ajută și așa mai departe. Ei, acum vor fi nevoiți să facă o astfel de solicitare, da? De da. Concesionare gratuită a unui loc de parcare. Sunt, în felul ăsta dispar câteva sute de locuri de parcare din municipiul Buzău, garantat. Cum vedeți această problemă, domnule Ionescu? Bun, ideea în sine, ideea de a pune o regulă la nivelul unui municipiu reședinț de județ, ideea de a dezvolta un sistem de parcaj, de a asigura un loc de parcare fiecărui proprietar de autoturism, de a asigura și de a se vedea proprietarul în siguranță că are unde să-și parcheze mașina când ajunge la serviciu după amiază, e în regulă. Am fost deschis și sunt deschis la astfel de viziune într-un oraș cum este și Buzău. Numai că eu am avut și poziția, dacă ați văzut-o în Consiliul Local, pe care a și dat-o dumneavoastră la postul de știri, eu, din curiozitate, pe baza regulamentului care a fost postat pe site-ul primării, am plecat la Brașov lunea trecută. M-am întâlnit cu primarul municipiului Brașov, domnul Scripcaru, și cu city managerul, directorul orașului Brașov, de acolo și am vrut să stau și am stat la discuție să văd cum s-a întâmplat la dumnealor, ca să nu inventăm noi alte lucruri și să le corectăm dacă sunt sau nu sunt prielnice în a fi aplicate. Acum, ce să vă spun, că
din discuția care am avut-o, zic, domnule, am venit să discut și să-mi arăta și mie și să-mi explicați în mare cum a funcționat sistemul, care au fost pașii, ce ați făcut, cum funcționează acel regulament de atribuire a parcărilor, ați licitat cu concesiune, cum ați... Zice, da, aveți parcările făcute? Mă întreabă pe mine primarul. Și zic, păi nu, pe atunci ce concesionați? Păi zic, acum le, o să le facem, zic, domnule, suntem, hai să vedem care sunt pașii. Zic, de-aia veni să-mi spune și mie cum ați procedat dumneavoastră. Păi zic, și la noi zice, fiecare, orice brașovean care are mașină are locul lui de parcare. Da? Îmi spune, acolo dacă vinzi o mașină, vii la primărie și îmi spui unde lași mașina. Unde lași mașina dacă ți-ai cumpărat mașină? Păi la mama. Cheamă pe mama, dai declarație că pe proprie răspundere în curte, în spațiu, proprietate, îți lasă mașina și dacă o găsesc pe stradă și nu o găsesc în curte la mama, luați amenda amândoi. Da? Deci lucrurile au început de acum 10 ani, prin care au făcut, zice, dumneavoastră, dar trebuie să faceți un studiu de oportunitate, de necesitate, să vedeți. Câte care mașini este aveți? Câte mașini aveți? Câte mașini, câți proprietari sunt cu două mașini? Câți proprietari sunt cu persoană juridică? Câte persoane cu dizabilități, cu handicap, au autoturism? Câte parcări sunt la momentul ăsta care pot fi amenajate la blocul numărul 1? Puteți amenaja 10, 20, la 3, 4, toate blocurile din municipiul Buzău, ce sistem de parcaje puteți amenaja acum. Care sunt terenurile și natura juridică pe care le puteți pe care puteți dezvolta parcaje ca să ajungă la toată lumea. După aia colaborat cu studiul de mobilitate la nivelul municipiului Buzău, așa cum a făcut și dumnealor, care să corela sistemul de circulație, nu mai vorbim de acel studiu de circulație pe vechi, ci studiul de mobilitate urbană care se face și la acest moment și de studiul de circulație, să corelați sistemul de parcaje, dezvoltând sistemul de parcaje cu sistemul de circulație la nivelul orașului. După care aprobați un studiu de fezabilitate să vedeți exact indicatorii tehnico-economici pentru a dezvolta parcaje, zonele exact puse la punct și începeți o investiție cu autorizație, cu tot ce trebuie. Faceți sau putem face pe anumite cartiere proiecte pilot și să le dezvoltăm acolo, că nu o să existe bani să dezvoltăm în tot orașul ce a spus la punct. Repet, ei au dezvoltat și au ajuns la această performanță într-o perioadă de 10 ani de zile de-au ajuns în care fiecare brașovean are locul de parcare. Și am fost și prin cartierele, nu în centru, da? A fost în cartiere și am văzut exact acolo omul, numărul, eu am locul 175, vecinul 176, mă duc, îl găsesc liber, plătesc și am loc de parcare. Deci lucrurile astea ar fi trebuit făcute, însă cu multe alte lucruri stabilite înainte. E în regulă, cu multe, cu nemulte, e altceva, dar ce o să începem acum? Dumneavoastră aveți un loc de parcare, vă lăsați mașina în fața blocului, da? Eu o las în stradă, că acolo am găsit. Când se va scoate la licitație locul respectiv, o să vin și licitez și dau de 3 ori că dumneavoastră și o să vin în locul dumneavoastră și vă duceți și duceți mașina în stradă, da? Și nu începe scandalul. Corect. Avem un telespectator care dorește să intre în legătură telefonică cu noi. Alo, bună seara și ne cerem scuze că v-am făcut să așteptați. Bună seara, nu este niciun fel de problemă. Vreau să pun și eu câteva întrebări domnului Bebe Ionescu, în condițiile în care știu că poate să are și pârghii legale și poate să întrebe mai mult decât întrebăm noi. Eu sunt angajat la Transbus. Da. Acum mai nou, cred că a aflat și din presă, că s-au cumpărat două autobuze de la o firmă din Sibiu. Autobuzele au fost achiziționate cu prețul de 30.000 de euro, foarte puțin, sub 30.000 de euro, în condițiile în care dacă ar fi avut peste 30.000 de euro, ar fi trebuit să organizeze licitație. Da. Și ca să nu fie nevoie de licitație, s-a vorbit să ia aceste autobuze. Înainte cu 3 săptămâni de a fi achiziționat aceste autobuze, au fost pe site, la firma respectivă, băgate la vânzare cu 10.000 de euro bucata. Deci ele au fost vândute cu 15.000. În 3 săptămâni ele s-au scumpit. Puteți să ne spuneți site-ul sau măcar firma? Da, o să vă spun. O să vă spun, nu le am în față acum. Este firma la care s-au achiziționat autobuzele. Nu le am, dar vi le pot transmite prin SMS. Bun, pe mesaj. O altă întrebare care vreau să o pun este următoarea. Aceste autobuze nu au garanție. Au peste 1.500.000 de kilometri. Deci s-au plătit foarte mult. Ele se încadrează foarte mult mai degrabă la casare decât la circula pe drumurile publice. Au probleme la direcție, au probleme la sistemul de frânare. Unul dintre ele are carcasa fisurată la cutia de viteză, unul la grup. Când au ajuns în curtea Transbusului, totul ei s-a scurs. Directorul și conducerea spune că ele nu intră în traseu momentan, că nu s-au făcut documente, licență de traseu.
Este o mare minciună, ele nu corespund din punct de vedere tehnic și o să mai dureze mult timp și mulți bani din partea Transbusului să le pună în punct, să le pună la punct. De ce s-au cumpărat astea? Că se spune că s-au întors de o parte din bani, din acei 10.000 care, diferența de preț care i-a fost prima dată pus pe site și prețul de achiziție care s-a luat acum, de ce nu se dă, de ce nu s-au dat garanție la ele, este iarăși o problemă. Și aș mai pune tot o întrebare retorică, că domnul primar văd că de fiecare dată când apare la televizor dă foarte bine, că face niște schimbări extraordinare. A făcut la Transbus fără niciun fel de organigram, a tăiat fără noimă salariile la toată lumea, discreționar, mie personal mi-a tăiat cu 60%. Deci nu cu 10, cu 15, cu 20, cu 60%. Și mi-a tăiat salariul pentru că am avut curajul să-i atrag atenția la niște probleme care sunt în Transbus în momentul de față. Și ce credeți că îmi spune? Dom'le, nu o să te dau afară, dar o să-ți doresc să pleci singur, cum să vii pe un salariu de nimic. Și într-adevăr, acest lucru mi-a făcut, deși în organigramă nu este. În momentul de față sunt 20 de procese deschise împotriva Transbusului. Acest director face tot felul de prostii, la un moment dat va pleca, fie că va fi schimbat, fie că îl va lua DNA-ul. Dar cine plătește, plătește Transbusul, că noi vom câștiga în instanță. Și atunci nu trebuie luat niște măsuri preventive, domnul consilier să vină să pună aceste probleme. Și ca să o mică paranteză, cine este domnul director Gică Toader de la Transbus? Este cumătru domnului Toma, domnului primar, că dânsul zice că nu face politică de cumetrie. Băieții dânsului sunt botezați de domnul Toma, de domnul primar. Aveți informații certe cu privire la acest aspect? Păi eu v-am dat deja informația și dumneavoastră rămâne să verificați. Nu vă pot aduce poze de acum 20 de ani de când ne-a făcut botezul. Dar se știe asta. Adică, haideți să, dacă tot vrem să facem politică, haideți să o facem corect, să nu mai apărim la televizor cu tot felul de minciuni și tot felul de prostii. Noi am discutat în prima parte a emisiunii, nu știu dacă ați urmărit-o, am discutat împreună cu invitatul meu. Eu acum am reușit să ajung de la servici. A fost primul subiect cu care am deschis emisiunea, acela la autobuzelor. Mai mult, acum la noi la Transbus nu se mai ține cont de niciun fel, nici de lege, nici de nimica. Nu se lucrează după ureche. Te trimite la muncă, poți să lucrezi de 5 ori, te cheamă de 3 ori, vii, pleci, te plimbi cu autobuzul, te întorci înapoi. În momentul de față nu mai există niciun fel de regulă. Și o altă întrebare pe care cum își permite domnul director nou, dacă într-adevăr e competent, și și-a adus consilier personal, Transbusul își permite să plătească consilier personal? Eu nu cred că stă atât de mult pe roze. Mai mult s-au angajat tot felul de persoane acum. Mai mult sau mai puțin pregătite, fără niciun fel de concurs. Pe funcții de conducere și pe funcții de execuție. Dar nu era normal, poate eu vreau să... Am și eu niște ani de vechime la Transbus, poate vreau să promovez. Poate vreau să ajung, nu știu, șef de serviciu. De ce nu mi s-a dat această posibilitate? De ce este adus altul din exterior? Că s-a mutat toată firma de la domnul Bucur. O a adus-o domnul director, domnul Gică Toader, că a lucrat la domnul Bucur și a adus toți colegii de acolo. L-a adus pe Traian Cucu, director comercial, l-a adus contabil șef, a adus inginer șef, a adus mai șef. Dar de ce poate eu vreau să promovez? De ce și nu-i normal ca salariile să fie tăiate discreționar? Păi cum e posibil în momentul de față să dea niște decizii și nu există organigramă? Dar nu există Consiliul de Administrație, nu mai există lege. E într-adevăr, văd că taie și spânzură. S-au făcut sesizări, o să vină și Curtea de Conturi, o să vină și ITM-ul, dar e normal ca domnul consilier să aibă pârghiile legale, să poată să pună întrebările acestea în Consiliul Local. Că nu se mai poate. Oricum oamenii sunt acum la limită să iasă în stradă și o să iasă. Iar autobuzele acelea două care tot sunt mințiți oamenii că vor ieși pe traseu, alea niciodată nu vor ieși pe traseu, cel puțin pe traseu de la Mărăcine. Că dacă vor ieși pe traseu, vor pune în pericol viețile tuturor celor care îi vor transporta. Nu cred că e posibil așa ceva. Mulțumim pentru intervenția noastră și pentru informațiile pe care le-ați furnizat și în data o să rog și pe domnul Ionescu să vă răspundă. Dumnealui și noi am scris în presă despre o scrisoare pe care a trimis-o directorului Transbus, dar o să-i dau dumnealui posibilitatea să vă explice. Domnule Ionescu, vă rog. Ce am și spus la începutul emisiunii, eu am făcut o interpelare către societatea Transbus, prin care am solicitat toate aceste date de la procedura de achiziție, de la finanțare, de la garanții, de la contract, de la caracteristici tehnice ale mașinilor respective, de la consum, de la confort, de la siguranță, de la a fi omologate, de la tot ceea ce înseamnă a avea un mijloc de transport, dacă vrei să spui că te situezi în zona europeană a serviciilor publice de transport local, da?
Dar dacă îmi spuneți că au luat cu 15.000 de euro... Ce înseamnă, domnule Ionescu, un autobuz cu peste 1.500, peste 1.500.000 de kilometri la bord? Nu sunt de specialitate ca să vă dau chestiuni de uzură și da, 1.500.000 de kilometri, nu e 150.000 de kilometri, da? Sunt niște kilometri parcurși, sunt 15 ani de uzură. Acum vă dați seama că toate aceste lucruri s-ar putea răsfrânge asupra siguranței călătorilor și asupra siguranței cetățenilor. Ar fi dureros, ar fi dureros. Luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni în direct și vom continua discuția noastră, vom aborda și alte subiecte. Deocamdată pauză publicitară.